Deși m-am pregătit în toată această perioadă pentru a putea conduce Partidul Național Liberal, deși știu că astăzi am atât în interiorul Partidului Național Liberal, cât și în afara Partidului Național Liberal foarte mulți susținători, vă anunț că am luat decizia, așa cum am făcut întotdeauna, punând în plan secund interesul personal și punând în prim plan interesul Partidului Național Liberal, de a-mi retrage candidatura pentru funcția de președinte al Partidului Național Liberal. Consider că astăzi domnul Klaus Iohannis este cea mai bună soluție pentru Partidul Național Liberal. Consider că decizia domniei sale de a-și asuma răspunderea de a conduce Partidul Național Liberal în următoarea perioadă decisivă pentru România, în care se va alege președintele României, este o decizie bună pentru România, este o decizie bună pentru Partidul Național Liberal. Îi acord întreg sprijinul meu domnului Klaus Iohannis în demersul domniei sale de a transforma Partidul Național Liberal în bine, de a construi un Partid Național Liberal care să aibă forța să câștige alegerile prezidențiale și, de ce nu, să constituie coloana vertebrală a dreptei românești. Îi rog pe toți aceia care m-au susținut și care mă susțin, atât pe cei din afara Partidului Național Liberal, cât și pe cei din interiorul Partidului Național Liberal, să-l sprijine pe Klaus Iohannis să se lupte alături de noi pentru ca Partidul Național Liberal să dea președintele României.